Amenziile de circulație vor fi majorate de la 1 ianuarie 2024. Așa prevede ordonanța privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru consolidare fiscală și combaterea evaziunii fiscale. Ordonanța trenulețul, apărută în monitorul oficial. Potrivit ordonanței, punctul de amendă va fi de 5% din salariul minim brut pe țară, care este de 3.300 lei. Valoarea punctului de amendă, care în prezent este plafonat la 145 lei, va crește la 165 lei. În funcție de abaterile la codul rutier, șoferii sunt sancționați pentru contravențiile rutiere cu amenzi cu următoarele valori. Clasa 1, 2 sau 3 puncte amendă, clasa 2, 4 sau 5 puncte amendă, clasa 3, de la 6 la 8 puncte amendă, Clasa a 4 -a, de la 9 la 20 puncte amendă, clasa a 5 -a, de la 21 la 100 puncte amendă. Contravențiile prevăzute la clasa A5 -a de sancțiuni se aplică persoanelor juridice.